Un proiect susținut de CheckBank și Jidvei. Dragi prieteni, după cum se știe, cea mai iubită regina României, frumoasa și inteligenta regina Maria, era pe jumătate rusoaică, iar cealaltă jumătate avea sânge britanic. Altfel spus, regina Maria era nepoata țarului Alexandru al II-lea al Rusiei și totodată nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Ei bine, în episodul de astăzi vom vedea ce era să pățească regina Maria din cauza unor bolșevici ruși. Povestea noastră se petrece în orașul Roman, în Moldova românească de astăzi. În timpul Primului Război Mondial, vechiul târg al Romanului a avut o mare importanță pentru că el se afla ca și astăzi pe drumul dintre București, Focșani și Iași. Germanii încercau să ajungă la Iași, noi încercam să îi împiedicăm. Și iată că în februarie 1917 a izbucnit Revoluția Rusă. După izbucnirea Revoluției din Rusia, trupele țariste, care erau singurul nostru aliat din zonă, au devenit impredictibile. Într-o bătălie, rușii luptau vitejește, drept care au avut un mare rol în victoriile noastre din vara anului 1917. Dar imediat după aceea, puteau dezerta de pe front și nu-și mai ascultau ofițerii. Familia regală a României, aflată în refugiu la Iași, a înregistrat alarmată transformarea armatei țariste în ceea ce regina Maria numea cete de ruși gălăgioși. Problema era că soldații ruși cuceriți de ideile bolșevice își imaginau că pot doborâ și monarhia din România pentru a instaura și aici puterea sovietelor, așa cum avea să se întâmple în Ungaria în anul 1919. Adevărul este că țăranul român ajuns soldat pe frontul Primului Război Mondial, oricât de modest educat ar fi fost, n-a avut încredere în agitatorii bolșevici. Pe de o parte, românii își iubeau dinastia, mai cu seamă după anul 1877, anul independenței. Pe de altă parte, în martie 1917, regele Ferdinand promisese soldaților săi că după război va urma o reformă agrară. Și, trebuie spus, românii l-au crezut pe regele lor și din acest motiv bolșevismul nu a prins printre români. Și astfel ajungem în nucleul poveștii pe care mi-a reamintit-o istoricul Nicolae Pepene, directorul Muzeului de Istorie din Brașov. Spre sfârșitul lui aprilie 1917, regina Maria făcea o deplasare de la Iași pentru a vizita spitalele din zona Roman. Numai că în gara din Roman, garnitura reginei României a atras atenția unor soldați ruși care părăsiseră frontul și umblau alandala și flămânzi prin oraș. În fața unei femei care părea singură, rebelii ruși au prins curaj și au spus că ei au aflat că în lume nu mai sunt nici regi și nici regine și că poporul este stăpân peste ce vrea el. Dar regina României i-a contrazis. Regina Maria le-a spus soldaților ruși că atâta vreme cât sunt regina României, voi merge unde vreau și cât vreau prin țara mea și nu voi sta închisă în casă din cauza unei cete de ruși gălăgioși. Apoi a întrebat pe amărâții soldați dacă nu vor niște țigări. Uimiți de curajul acelei femei din tren, soldații ruși au acceptat țigările și apoi au plecat mai departe. Regina Maria nu i-a iertat niciodată pe bolșevicii ruși, pentru că aceștia au ucis întreaga familie a vărului său, țarul Nicolae al II-lea al Rusiei. În anul 1934, când România și ministrul de externe Nicolae Titulescu au reluat relațiile diplomatice cu Rusia, regina Maria nu s-a bucurat. Chiar dacă ea era pe jumătate rusoaică, în schimb era 100% împotriva comunismului. Și istoria i-a dat dreptate. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste, iar unirea se construiește zi de zi.
un proiect susținut de CheckBank și Jidvei.